Bună ziua! Astăzi e 6 noiembrie. Să vă arăt cum fac eu o împachetare la un stup mer, stil clopot. Normal, împachetările nu se fac la mer, trebuie să fie cu populație, dar anul ăsta, iulia că mai slăbuți și le-am restrâns pe 1, 2, 3, 7, 8 rame. Cuibul e format jos, în catul de jos, de acolo pleacă. Și îi dăm un pic de fum. Deci el e indicat să nu faci loc restrâns, deci să fii bine populat pe 10 rame, cu 2 diafragme sau pe 12, în care zilele meu e 12 rame. Dar de obicei cu 10 rame să fac merurile. Eu le-am făcut pe 12, că în caz de o hrănire, pun o diafragmă lateral și cu 10 rame fără probleme. Pot să-i dau sirop. Ramele de deasupra sunt, deci cum se vede, pline cu mere, deci din capăt în capăt sunt pline și toate ramele deasupra, deci cum se vede, sunt foarte pline. Toate sunt la fel, am căutat să fie toate cele de sus fi pline. Ghemul e format jos, pleacă de jos, în al doilea cat, în catul de jos. Deci ceva de genul se formează, de aici pleacă. El are și acolo un pic de mere, cu polen, cu păstură, ce au adunat ele acolo, de acolo pleacă și aici e plin. Ce fac? Deci, cum fac eu împachetarea? Jos e plin cu rame, deci nu mă ating, ăla e catul e complet, doar sus mă interesează, unde urcă căldura să fie bine închis. Îi punem, deci le-am făcut 3 tratamente cu varachet, una ultimul în lipsa puietului și acum îi pun câte 2 benzi de varostop. E foarte bun, nu le fac reclamă, dar și cu un bățișor așa le punem aici și la prima revizie din primăvară le scoatem. Vedem că acolo are ceva ceară. Ok. Le pun câte 2 benzi. Nu mă interesează chiar să fie bine populat, oricum e cald. Mă interesează să aibă mere, să fie plin cu mere. Să nu... Le punem cam de unii, cam începe să ouă ele, cam ceva de genul. Punem benzile. Ok. Bun, deci mere are, mai are și în catul de jos mere. Am și pe 3 corpuri, dar asta vă arăt un pe 2 corpuri. Deci are un pic de mere și jos, în dreptul unde s-a format ghemul, păstura, sus, un pic de păstură și restul complet mere. Deci, da. V-am spus, e primul an când fac împachetare, de obicei, ați văzut în filmările recente, diafragma stânga-dreapta, atât pe 10 rame, eu le iernez. Anul ăsta a fost un an mai dificil, o toamnă mai secetoasă, nu prea au avut... Nu le-am ajutat cu nimic, cu sirop, cu altceva, nimic, deci eu adunat ele. Dacă ajutam cu sirop, poate erau la fel, pe 10 rame. Așa le iernez pe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame. Ce fac? Mă interesează să fie sus perfect stil clopot, deci aerisirea pe fundul stupului. Am 5 găuri destul de mărișoare. Le pun un tăiu cu ele. Ok. O diafragmă stânga. Să ții folia lipit. Aici nu trebuie să fie lipit, când o să trag la perete să se lipească. Ok. O diafragmă în dreapta. Perfect. Nu mă interesează să-mi intre chiar foarte mult albină
laterale, de-aia pun un pic și fură, dar oricum mai întâi mai îi scoate. Bun. Vin cu un sac irafe, nu după de carne. L-am spus, e primul an când fac, de obicei la familii bune e de ajuns doar folia și capacul. În capac am microsos podișoare, deci am pus în capac, între capac și tabla am un scârț de doi, un extodat, care izolează foarte bine, fără probleme. Nu folosesc podișoare. Ok. Bine, cu două mâini mergem mai rapid. Închidem stupul, strângem. Ok. Aici le dăm în jos. Ok. E perfect închis. Ca să-mi strâng, aici avem cu o ramă însărmată, fără foieță, fără nimic, ca să nu... Deci... Am pus o ramă să fie strâns. Mă interesa să fie perfect închis sus, aici să nu aibă loc contactul, să nu fac condens. Odată ce prinde aer, face condens. Bun. Deasupra vin cu o folie. Tot cuibul. Deci cu folie. Bate un pic de vânt acum. Și capacul. Și iernare ușoară. În primăvară, la prima revizie, le scot benzile. Deci cam așa arată mierurile mele. Urdinișurile ne-a lăsat grate pentru antișoareci, e deschis total, adică deschis cu tot. Deci au aerisire. În fundul stupului la fel avem aerisire. Deci iarna n-are cum să pună zăpadă, acolo se blochează, se rămână. Deci nu știu cât se vede, e cam greu. Deci am 5 găuri pe fundul stupului mari cu plasă, antivaroa. Ok, și așa se prezintă un mier în data de astăzi, slăbuț, deci față de anul trecut sunt mai slabi, cu cel puțin două rame, deci am fost nevoie să le împachetez un pic mai. De obicei, le pun doar folia, el le propolizează folia, s-a luat împrejur, deci cum se vede, deci îi propolizează, fiind plin cu rame, n-am treabă cu el. Deci, are... Așa că anul ăsta mai dificil a fost în tot, în toate privințele. Vă arăt următorul la rând. Deci tot cam așa se prezintă. Deci 2, 4, 6, 8 rame. Deci, dă seama că am și jos, deci și jos e plin, chemul de jos, deci catul de jos e plin, oricum, e salină. De acolo își formează, chemul pleacă în sus, mă interesează să fie mâncare multă. Îndepărtăm un pic ramne, să vedem și jos, ridic un pic catul. Deja se prezintă. Ghemul pleacă de jos. Atât. Da, să-i bag tratamentele. Sunt foarte bine sigilate. Ok, să pun pe pauză pe desface. Deci am pregătit tratamentele, îi pun câte un băz de chibrit.
vezi prima o terminată anul ăsta. Poate și din cauza asta mai slăbuță. Ok. Și o bandă aici. Ok. Da, de punctule. Trebuie să fie tot perfect închis, asta nu, cum prinde un pic de aer, cum faci un condens, și n-am nevoie de condens, nu am găsit condens nici la când o puru priet la el. Ok. Am și familie mai bune, pe 3 caturi, dar nu vreau să zic mă laudă. Ok. Așa, am prins-o aici, în stânga. În dreapta la folie, la fel, vin cu sarnă. Este perfect. Și sacul de supra. Și pot să-i spun cât pe iernare ușoară. Ok. Atât. Bun. Treaba s-o cam terminat, la scurt. Nu mai avem ce face, împachetări de se anunță care cu minus 2 grade noaptea și atunci ne pregătim să nu pe folie deasupra. Și da, vă doresc o iernare ușoară la toți. Și alte posteri nu mai am la ce să mai... Da, să vă arăt un pic cap. Ok, să vă arăt catul cum le-am pus. Am un fânar aici mare. E destul de înalt. Mai am un pic de fân aici. Deci le-am pus ados. La fel le-am pus pe corpuri. Au aerisării pe fund. Și capac închis așa. Stau, fac bine, așa iarnez de 2 ierni, pun caturile la, și n-am treabă cu molea, cu nimic, găselniță. Simplu, în gheață, aici iarna, stau foarte bine. E dos, nu le plouă, am treabă. Deci, așa se prezintă. Da, aici am niște roiuri. La fel, se prezintă binișor. Tot pimier, roiuri făcute pimier, două rame de albină, ceva mai târziu le-am făcut, nu contează să facem una. Deci urmează să-i pun și la desă tratamentul. Deci la fel, să o tras mai jos ghemo. Se fac. Până la anul. Așa o primă din capăt. Deci. Nu mă gândesc să nu treacă iarna. 2, 4, 6 rame. 6 rame. Ghemul deja e format, e foarte frigut. Urmează să le pun tratamentele și să le strâng și pe ele. Da. Următorul roi. La fel. S-a tras mai în jos. Nu este. Alte mai sus, alte stau mai jos. Depinde de fiecare cum
în care au, nu fac probleme. La fel, să duc în jos. Plecat în jos, că aici trebuie să scot rama asta, să bag o ramă fără. La fel, jos. Com tratamento, deixa. Dá, ó. Dá com mais uma. Um roinho bom. Deu 4, 6. Bem, se trata de dica primeira, se ele dica sus, alfa, eu sou formado a calmeira e jos. Încep de acolo gemul, specie, deci nu vă uitați că n-au albina, au toți au albina, i-am verificat, au mere mai mult jos, pleacă de jos gemuș, apoi urcă în sus, da, sănătate și numai bine vă doresc, o zi plăcută!